Salutare! Numele meu este Pană Irinel Constantin. Mă adresez cititorilor de pe Observatorul Prahovean. Eu acum sunt la Radio Prahova pentru că am o emisiune de la 7 la 10. Iar dacă auziți încet, muzica este în căști. Mai jos de atât nu pot să o dau, așa că sper că sunt privat de orice lipsă de respect. Am un respect față de voi, așa că încerc pe cât se poate să fiu înțeles, să ne auzim cum trebuie. Ei bine, mi s-a spus să vorbesc despre pasiune. Nu știu dacă sunt eu cel mai avizat om să vorbesc despre asta, dar vreau măcar să-mi dau cu părerea, ca tot românul de pretutindeni, și așa că o voi face, cel puțin o voi face pentru că am o pasiune. Pasiunea mea a fost urmată încă de mic, de la vârsta de 5 ani fac teatru și din spusele părinților și din amintirile mele mă prosteam prin spatele curții. Îmi invitam vecinii, îmi invitam prietenii să vadă spectacolele organizate de mine. Frunzele erau biletele și intrau la mine în curte, la Teatrul Verde se numea, pentru că aveam un gard verde la poartă. Deci Teatrul Verde, îl dețineam. Eram administrator, eram director, eram șef de secție și eram și actor, de altfel și singurul. Dar lucram cu publicul, adică dacă cineva mai voia să vină încă 2 metri în față, acolo era scena, deci includeam, eram un entertainer. Ei bine, pasiunea asta a fost fructificată, cred eu, fără să vreau, pentru că pasiunea pentru mine reprezintă ceva ce iubești, ceva ce iubești mai presus de tine, ceva pentru care ești dispus să faci sacrificii. Pasiunea reprezintă pentru mine să faci bani din ceea ce iubești. Nu neapărat să faci bani ușor, ci să faci bani din ceea ce iubești. Este satisfacția enormă, pentru că tu practic îți satisfaci sufletul și buzunarul. Iar pentru a fructifica o astfel de pasiune, indiferent de ce natură este ea, este nevoie de, aș pune pe primul loc, perseverență, constanță. Pentru că dacă crezi că o clipă că ai obosit sau că nu e locul tău sau că nu poți sau că nu ești vrut sau că nu ești bun sau că nu ești îndeajuns, nu e suficient, înseamnă că ai renunțat, înseamnă că nu ești perseverent, înseamnă că nu ești constant și înseamnă că nu ești capabil să faci anumite lucruri pentru a-ți duce la bun augur, să spun așa, pasiunea. Pasiunea nu știu din ce se naște, nu știu cum se descoperă, nu știu cum se valorifică sau în ce standarde. Cert e că pasiunea o poate descoperi oricine și la orice vârstă și necesită foarte multă putere de convingere cu tine însuți că pasiunea este pentru tine și că este ceea ce vrei să faci toată viața, pentru că asta dacă vrei să-ți fructifici pasiunea, să faci ceva din pasiune, că dacă ești bancher și pasiunea ta este pictura, înseamnă că ăla e doar un hobby. Ăla deja nu e o pasiune. Pasiunea mea este pictura. Nu, pasiunea ta este să fii bancher, pentru că din aia îți câștigi traiul. Pictura, în cazul exemplului, este hobby. Pentru că o pasiune se duce la bun sfârșit. Este de urmat. Este de pus în brațe și dus cu toată puterea, chiar și atunci, cu sudoarea frunții până la finish, până la finalul, nu știu, conștientizării tale că ai făcut tot ce poți să duci la bun sfârșit această misiune a pasiunii tale. Sfatul meu pentru cititorii Observatorului Prahovean este să vă urmați pasiunile interioare, să vi le descoperiți și să vă treceți fericirea pe numele vostru. Și să nu uitați să zâmbiți, pentru că așa cum a spus și Charlie Chaplin, o zi în care nu ai râs este o zi pierdută.
Nu știu ce ați putut voi să învățați din acest material sau dacă am fost coerent, m-am pierdut în idei, nu știu ce am făcut, nu știu ce o să iasă, dar o să dau stop și așa o trimit. Îmi pare rău. Altceva mai bun nu iese. Este o oboseală cronică în mine astăzi. Uitați, și pasiune. Deci pasiunea este pusă și pe accesorii. Da, bun. Să aveți o primăvară frumoasă, că astăzi este 1 martie când am dat play la acest filmuleț. Să ascultați Radio Prahova, să fiți buni, să fiți mai buni, să fiți cum vreți voi să fiți, dar să fiți.